Copiii de generală dependenți de droguri, adolescenți morți din cauza supradozelor, substanțe interzise vândute ca la tarabă în fața școlilor. E o realitate îngrijorătoare pe care noi, oamenii mari, responsabili, o ignorăm, dar care în fiecare secundă pune în pericol viețile copiilor noștri. Consumatori de la 10-12 ani, unii devin rapid dealeri în rețelele traficanților, renunță la libertate și aleg praful care le face viața pulbere. Unde a ajuns fenomenul drogurilor, studiat mai nou în școlile din România, vedeți într-o anchetă marca Asta e România. De unde și ne procură? În generația asta, da, majoritatea, 80% din tineri dintr-un anturaj de 10 persoane, vă asigur pe 5 se droghează. Avem cerere, avem ofertă, avem piață de consum, avem clienți, avem concurență în real, avem oferte, nu de sărbători. La cât de plictisitoare este educația din zilele noastre? La cât de plictisitoare este? Eu îi cred și pe ei. Ce-i crezi? Că au nevoie de un... Cât de des rostim asta și cât de des o auzim în jurul nostru? Nu mă interesează. E replica unei generații marcată de prejudecăți, o mentalitate periculoasă care distruge viețile copiilor noștri. Indiferența noastră îi aruncă în ghearele morții în cele din urmă. Au sărit peste gardul ăsta? Trăim în țara în care școala, care ar trebui să ne educe copiii, să-i facă oameni mari, le e dușman de moarte. Unde ne-am pierdut noi, adulții? Și cum a ajuns sistemul de învățământ din România să fie complice la distrugerea unei generații ce vede drogul ca pe o bomboană, aducătoare de dependență, la fel ca otrăvurile narcotraficanților? Aia n-am voie, dar... Vreți spun generic. Da. Toată lumea arată cu degetul spre director, adică l-ai legat de mâini și de picioare și aștepți de la el soluții miraculoase, făcând ce? Deci e nevoie de o schimbare legislativă odată, de o alocare bugetară. Da, este nevoie de la alte nivele, sunt niște decizii care țin și de zona politicului, țin de multe zone. Este similar dacă am vorbit cu o persoană care știe că are un comportament indezirabil social, dar și îl maschează. Încearcă să arate că este altfel decât cum este în realitate. De ce? Pentru că vrea ca imaginea să fie una pozitivă, chiar dacă comportamentul lui este unul care ar fi blamat. La fel se întâmplă și cu aceste unități școlare, care știu ce se întâmplă, dar niciodată nu mărturisesc deschis și sincer că da, este o problemă. Pentru că, pe de o parte, este vorba de imaginea pe care o are respectiva școală-liceu, pe de altă parte, e vorba de complicațiile și repercursiunile care le-ar aduce o astfel de mărturisire. Pentru că, ce înseamnă, avem o problemă, trebuie să o rezolvăm. Dar dacă nu avem nicio problemă, putem să stăm liniștiți, suntem indiferenți, mergem mai departe, ne facem că nimic nu s-a întâmplat și avem impresia că totul este bine și funcțional. Dar nu este. Nu. Este o reală problemă consumul de droguri în școli și licee. Iar dacă am vorbit cu adolescenții care de obicei sunt sinceri, mărturisesc că este o problemă și că într-adevăr se generalizează. Foarte puțin elevi acum, în prezent, nu sunt consumatori sau n-au încercat vreodată această tentație. Pliculețe, dacă vreți să aflați unde se vând pliculețe, pan-ton-pan. La licee, iarbă, da, așa, pastiluțe. Dacă acum 20 de ani
infractorii erau la început de drum. În ziua de astăzi, ei sunt milionari în euro. Și ne întrebăm cum se poate, cum au reușit. În condițiile în care avem un stat, avem forțe antidrog. Acest fenomen nu iartă pe nimeni. Nu avem o zonă anume socială sau economică afectată în mod preponderent. Drogurile sunt, le găsim în familii fără posibilități materiale, le găsim în familii dezorganizate, cu atât mai mult în aceste familii. Am văzut în aceste familii cu probleme educaționale, cu probleme penale părinții. Am văzut că de multe ori copiii debutează în consumul de droguri la 90 ani, văzând părinții că se droghează sau frații mai mari. De la aceste familii și mergând în zona high life cu posibilități materiale, vedem clar părinți care sunt preocupați mai mult de partea de câștig, de partea de celebritate, de partea de prezență publică și evită sau neglijează comunicarea cu proprii adolescenți și adolescenții o au pe căi greșite. Și de ce nu vorbim și de partea de, în care părinții dețin anumite funcții, funcții publice. Pentru un copil sau pentru un adolescent este facil să intre în grupul consumatorilor de droguri. Tentația este foarte mare. Este vorba de curiozitate, este vorba de nevoia de apartenență și uneori perioada de viață care facilitează această curiozitate și nevoie de a ieși din anonimat. Și simt că dacă sunt consumatori, devin mai interesanți. Sau fac ceea ce face grupul, deci sunt acceptați. Iarba dulce e ultima operațiune care arată cotele la care a ajuns fenomenul drogurilor în școlile din România. Am aici niște coco, vreau să o arunc, dar dacă cineva vrea, o dau pe gratis. Dar să fii om, măcar de ceva, măcar de un cui, să nu fiu nervos. Un grup de Telegram cu peste 11.000 de membri, majoritatea elevi și studenți, care însuma populația unui orășel. Careva cu verde în sectorul 4? Aduc eu verde în Berceni acum. Uit top Berceni, Piața Reșița. Popeșle ordeni cristal, zăpadă acum? Sunt doar frânturi din conversațiile purtate pe trei grupuri de Telegram unde se vindeau droguri ca la piață. 50.000 de astfel de mesaje circulau zilnic, au descoperit anchetatorii. Grupare era coordonată de un lider absolut care dădea indicații locotenenților săi dintr-o casă bătrânească aflată într-un sat din județul Dâmbovița. Ascuns de ochii lumii, el nu se întâlnea niciodată cu clienții, ci doar negocia procurarea drogurilor din străinătate, în mare parte din Spania, și le prelua. În fiecare mare oraș avea câte 2-3 traficanți de încredere care împărțeau zonele de influență din localitatea respectivă între dealerii din oraș și îi alimentau cu droguri. După ce vânzarea se negocia în mediul online, clienții se întâlneau fizic cu dealerii. Unul dintre modurile de operare al membrilor grupării era să închirieze un apartament la parterul unui bloc, timp de 3-4 zile, pe care îl transformau într-un fel de magazin de cartier pentru droguri. 17 percheziții la domiciliile traficanților din București, Ilfov, Mureș, Brăila, Galați și Dâmbovița. 11.000 de membri și doar 15 persoane reținute. Ancheta a vizat un grup de Telegram din care făceau parte, atenție, numai puțin de 11.000 de membri, grup intitulat sugestiv Iarbă Dulce. Pe acest grup se discuta concret despre droguri, despre efecte, despre modalitatea cum se distribuie, despre modalitatea cum se combină. Imaginați-vă că aproape toți cei 11.000 de membri care erau filtrați la intrarea în grup erau preocupați de consumul de droguri. 11.000 înseamnă populația unui orășel. Polițiștii au insistat, au demarat ancheta și chiar folosind activități sub acoperire au reușit să intre în acest grup și au probat activitatea infracțională a unui număr de 15 membri, membri importanți, membri marcanți care erau cei mai activi pe acest grup, 13 dintre ei fiind reținuți și propuși astăzi pentru arestare preventivă. Ceea ce este demn de remarcat este faptul că din cei 11.000 de membri, unii erau minori, erau elevi care nu aveau niciun fel de reținere să discute, să experimenteze noi tipuri de droguri. Polițiștii au plecat pe firul lung al rețelelor drogurilor. Au urmat dâra de prafuri, care i-a dus la cele mai prestigioase licee din București, dar și la o școală, atenție, gimnazială. Procurorii antimafia DICOT și ofițerii antidrog au dus în sincron două misiuni.
Laleaua, nume ce vine de la drogurile importate clandestin din Olanda, și Meduza, cuvânt ce descrie transparența grupurilor infracționale, devenite aproape invizibile pentru autorități, dar și extinderea rețelelor în rândul tinerilor, precum corpul unei meduze. Pe grup existau și dealeri care vindeau sare, zahăr sau alte substanțe inerte, pretinzând că sunt droguri și încasând sumele de bani corespunzătoare, înșelând astfel consumatorii. Aceștia erau rapid eliminați din grupuri, spun anchetatorii, pentru ca dealerii să nu-și strice reputația. Și toți potențialii consumatori trebuiau să treacă printr-un filtru înainte de a ajunge să facă parte din grupuri. Pentru a fi invitat în grupul VIP, trebuie să fii identificat aici de către un membru al staff-ului. Ia legătura pe chat. Identificarea se făcea pe bază de recomandare. Fiecare membru trebuia să fi fost recomandat de un client care a efectuat cel puțin o tranzacție prin intermediul grupului. Printre cei prinși cu droguri se numără fiii ai unor oameni importanți din instituții cheie ale statului. Sunt copii de bani gata, ce primesc drept buget de cheltuială 1000 de euro pe lună, de la părinții mult prea ocupați să nu le lipsească nimic odraselelor lor. De unde și le procură? Pare că și le procură foarte simplu. Întrebarea mea este și mă mir și eu așa de unde au bani să-și cumpere astea. Sunt foarte scumpe, am înțeles. Adică mă întreb părinții care, bun, pot să înțeleg dorința de a le oferi, deși este cu dus întors și această dorință de a le oferi în sfârșit un trai foarte îndestulat, altfel spus, ei au asupra lor sume importante de bani și astea sunt lucruri pe care noi le știm, cum de nu au un control asupra ceea ce se întâmplă cu acești bani, ce își cumpără cu acești bani. Traficanții se îndreaptă către tineri, către copii, puști. Consumatorul țintă este copilul care are între 13, 16, 17. De altfel, sunt și e și vulnerabil la vârsta asta. Totul începe așa, frumos, știi, e cool, ți se oferă gratuit, în general la petreceri. Apoi, cu siguranță, dependența se instalează rapid, indiferent că vorbim de hașiș, cannabis sau orice alt drog ușor. Și de aici intri într-o lume tenebroasă, uite cum e fundalul ăsta de aici. În sensul că devii subdealer, dealer, ca să-ți procuri marfă, începi să vinzi lucruri de acasă și tot așa. Și ca să nu-ți mai zic de drama pe care o trăiesc părinții. Îți dai seama, un copil intrat în sevraj înseamnă un chin pentru familie. De obicei, un copil care încearcă droguri și rămâne pasionat de această tentație este un copil care în familie trece printr-o perioadă dificilă. Cu siguranță părinții sunt neglijenți, nu observă nevoile reale ale copilului, este într-o tensiune relațională cu copilul sau copilul cu părinții. Și atunci el se simte singur, neglijat, simte că are nevoie de un grup care să-l susțină, are nevoie de ceva care să îi potolească poate suferința. Și atunci drogul este la îndemână și foarte ușor începe să caute drogul pentru că îi oferă o anumită stare. Iar starea artificială pe care el o obține, sigur că nu durează. Iar ce urmează după este ceva mult mai rău decât a fost înainte. Și atunci este o nevoie continuă de a căuta să-i fie bine, să fie indiferent, să nu mai sufere, să nu simtă tristețea, să nu simtă regretul, să nu simtă neputința, să nu se simtă singur. Și foarte ușor intră în acest joc al adicției. Cum se simte în timp, sigur că va fi afectat fizic și psihic. Psihic au mărturisit foarte mulți adolescenți cu care am vorbit, că nu mai sunt aceleași persoane care au fost înainte. Nu mai au capacitatea de a memora, nu mai au capacitatea de a gândi coerent, nu au capacitatea de a lua decizii, nu pot să citească. Am luat la rând și celebrele licee din capitală, unde în catalog sunt înscriși și elevii traficanți. Nu o spunem noi, ci referatul procurorilor DICOT.
Prima oprire, liceul Ile Caragiale. Lăsați astea că știți cum e, tutunul dăunează grav sănătății. Adevărat. E adevărat? Adevărat. E adevărat. Nu e bine, nu e bine. Nu e bine să fumezi. Așa este. Corect? Corect. De... Câți ani ai? 18. Bun, mulți și frumos și înainte. Mulțumesc. Dar ce vârstă fumezi? Cu o țigară, cu două, cu anturajul. Poate, nu neapărat că am fost influențat, pur și simplu am vrut. Că prins că se droguia, nici noi nu știm era exact. Era o fată din liceu care a leșinat prin baie. Că sunt mai mulți care vând droguri în mai multe licee, pe scurt. Aia, da? Păi, de ce ar fi leșinat? Păi nu știu, ori de la stupefiante, ori poate a fost agresată de cineva, nu știm. Andreea Bodea, directoarea liceului Caragiale, e printre puținele cadre didactice care îndrăznesc să iasă în față și să vorbească deschis despre fenomenul periculos al drogurilor care crește la poarta școlilor, departe de ignoranța autorităților și, de multe ori, cu acordul părinților. Dumneavoastră ați observat vreodată un copil sau mai mulți copii care au un comportament mai ciudat? Da, sigur că am observat oboseală, elevi care erau plin de energie și vioi, care deodată sunt zile la rând, vin foarte obosiți la școală, își pun capul pe bancă, sunt apatici, nu erau așa dezinteresați, nu mai au niciun fel de preocupare, tot timpul se plâng că sunt obosiți și că sunt fără chef. Au început să nu mai învețe, copii care învățau, să-și mai facă temele, să fie complet inactiv la ore. Ori, în momentul în care se sesizează asemenea comportamente, fie le-am sesizat eu, fie le-au sesizat diriginții și mi le-au dus la cunoștință, de fiecare dată eu am încunoștințat părinții, neavând de unde să știu care este cauza din spatele acestei modificări de comportament. În două cazuri însă specifice, pe care le-am și, sau despre care am vorbit, acolo eu am avut o suspiciune clară că a fost vorba de un consum de țigări cu iarbă, de jointuri. Îmi este milă, oricât pare că... sau nu știu cum să zic, că este foarte dur ceea ce spun. Ei sunt niște victime, până la urmă, într-un complex de factori și într-un mozaic de situații și familiale și sociale și lipsă de perspectivă și trăit în lumea virtuală și statul pe aceste telefoane mobile, adică nu se poate, nu dintr-o dată s-a ajuns și brusc la lucrurile astea. Este o acumulare și o degradare care este la nivel mondial. Pot să presupun că atunci când chiulesc, se duc cine știe pe unde, consumă ce ori consuma și se întorc. Una e, asta este o situație, altă situație este, și ceea ce știu de la elevii mei, că în mod, cum să spun, sistematic, la festivalurile la care se duc, la aniversările la care se duc, la balurile la care se duc, la majoratele la care se duc și sunt lăsați de capul lor, se închiriază o casă, se închiriază o vilă, nu există părinții, nu sunt prezenți, își cumpără și consumă împreună și cu băutură și cu tot. Părinții trebuie să lase la o parte rușinea, să lase la o parte orice fel de stigmă, pentru că în realitate nimănui nu-i pasă de tine. În afară de familia apropiată, nu contezi pentru societate, pentru macro-societate. Școala românească pică testul antidrog. Toată lumea arată cu degetul spre director, adică l-ai legat de mâini și de picioare și aștepți de la el soluții miraculoase, făcând ce? Mă cheamă Basiu Gheorghe, îmi zice numele meu propriu și am rolul ceva și fac una. Are peste 100 de ani și muncește cât e ziua de lungă. Viața 100 ani la sapă. Să pui să șerși, să săci, să pui cartofi, să pui ceapă, să pui... să preșezi miura, să faci înjez, să fii om gospodar. La Liceul Național Ile Caragiale găsim doi paznici la 1300 de elevi. Cu alte cuvinte, aici dealerii pot să-și instaleze și o tarabă, dacă vor, că tot nu-i prinde nimeni.
Eu nu am decât să-mi dau seama dacă e un comportament mai deosebit, mai ieșit din comun. Și au astfel de comportamente? Au, dar eu pot să am eu de asta să iau asta testul, să văd dacă e drogat. Nici n-aveți voie, da, normal. Dar îi vedeți mai amețiți, mai abătuți. Au fost cazuri normal, că, dar eu stau acum să-i spun, băi, dar și în clasă profesorul nu vede la ore. În primul rând, profesorul la oră îți dă seama, că ăla e cu ei. Dar cum, cum par așa? Merg legănat? Sunt agitat, sunt recalcitranți. Agitare, recalcitranți, că dacă nu-i dau voi, urlă, a sărit. De când sunt eu, a sărit poarta ta mai bine. Au sărit peste gardul ăsta? Da, 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 da. Doamne! Dacă nu le dau voi, eu nu pot să-i, că dacă intervin fizic, îi violez. Nu am voie să, nici nu-i împing. N-am voie să mă ating ei. Nu aveți voie nici să-i percheziționați nimic? Nu, nu. Doar verbal, le vorbesc. Nu, dacă înțelege, înțelege, dacă nu să fie sănătos. Dar ce, ori fuma iarbă, ce faci? Etnobotanice. Am înțeles că au prins. A zis o elevă, că a zis doamna director, că i-a zis dumneai că a fumat iarbă. Să nu-i judecați pe cei angajați să asigure paza liceului. Nici măcar un superom nu ar putea să verifice sute de copii. În plus, legea interzice paznicilor și profesorilor să percheziționeze elevii. Până acum 5-6 ani, acest colegiu, care avea același număr de elevi, adică 1312, și avea 8 agenți de pază. 8 agenți de pază, fiecare etaj avea un agent de pază, curtea școlii era în permanență în afara celor care stăteau la intrări-ieșiri. Erau agenți de pază, era agenți de pază în spatele sării de sport. Acum nu vă imaginați că acești agenți de pază erau niște supereroi, dar erau niște persoane care pe vremea aceea încă mai aveau oarecare autoritate și care țineau, cum să spun, ori erau un ochi acolo unde eu nu pot să fiu. Uitați-vă, cât este clădirea aceasta de mare, da? Câte grupuri sanitare are, câte locuri, câte scări, câte unghiere. Este și o clădire veche care are, așa este arhitectura ei, deci are multe ascunzișuri. Oricât aș vrea eu, directorul adjunct și profesorul de serviciu, adică și dacă am fi trei oameni care nu ne-am face ore, nu am mai face nimic altceva, tot nu am putea să fim pauză de pauză în toate aceste locuri. Acum sunt doi agenți. Ați simțit? M-a întrebat unii dacă eu am încercat droguri. Băi, voi sunteți, eu nu mă interesează, nu mă pasionează. Eu nu fumez ierbă și zice, clasă, în clasă se simte. Dacă se duce în clasă, miroase. Dacă drogul miroase. Da, miroase, da. Asta e. Poate s-o mai potăli acum, că dacă e scandalul ăsta. Hai, se potăle dacă a luat-o pe droguri. Da. E greu să se lasă de... Dar câți pasnici sunteți aici? Băi, eu cu... Mai e unul în partea aia, la atâția copii? Atâția, dacă doamna primară redus numărul de copii. Elevii nu mai ascultă de acești agenți de pază. Da? Acum 5-6 ani ascultau pentru că erau niște sancțiuni, pentru că învățământul nu era obligatoriu de 12 clase, mai existau și exmatriculări, exista repetenție, existau sancțiuni disciplinare, existau note la portare sub 6, bine, nu multe, dar erau, nu știu, 2-3 pe an, da? Asta însemna repetenție și aveau o oarecare teamă. Acum nu mai au teamă de nimic. Ei știu că trebuie să termine 12 clase, cum necum trebuie să termine 12 clase. Și nu că cum necum, vedem cu toții cum. Sunt două posturi pentru caragiale, au fost tăiate pur și simplu din pix. Din noapte au rămas două, că se fac economii. Sau ni s-a spus, și asta mi s-a spus în plen la o ședință cu toți directorii în pandemie, era, a fost o întâlnire online, că se vor monta, dar asta era când a început pandemia, că se vor monta niște sisteme de intrare-ieșire cu cartelă, nu s-au montat, nu știu dacă erau bune, nu erau bune, ideea e că nu există, ideea este că lucrurile au rămas în această variantă și în această formulă, cu doi agenți de pază care sunt în mod evident depășiți. Pentru elevi însă, subiectul este o glumă, comentată cu țigara în gură, la șuietă, fix în fața școlii. Gluma însă se poate transforma imediat într-o dramă. Un elev, o clasă era clasa la care eu predam, a venit și mi-a spus, aici, în acest birou, colegul meu de bancă are cannabis în geantă. Și l-am chemat pe copil și l-am pus să-și răstoarne geanta.
Deci pe vremea aceea se putea și a lăsat un agent, exact așa era și bun. S-a terminat, a plecat din liceu, părinți cu tot. Sunt segmentele de la de acasă la școală, sunt segmentele de absenteism sau pauze între ore, e segmentul de la școală acasă și cele mai importante și de studiat și de aplicat cu atenție mare din partea părinților și profesorilor sunt taberele, sunt excursiile, sunt petrecere, sunt banchetele și în special cele organizate în vile închiriate sau în apartamente închiriate unde nu există prezența părinților, nici măcar în apropiere, unde intervenția părinților este una dificilă și unde ei practic își fac de cap. Aceste locații sunt vizate de către traficanții de droguri care prin anumiți adolescenți care sunt deja dependenți sau care fac parte din rețea, încearcă să pătrundă, să comercializeze droguri către ei. Din ce spun ei, că evident că spun și ei intră în legătură și se întâlnesc cu elevi din alte licee, există niște puncte, niște, la un moment dat a fost vorba despre, și asta este poveste veche pe care eu la momentul respectiv am spus-o, am și scris-o, am și rugat și la primărie am făcut o adresă și am rugat ca poliția locală, poate în măsura în care există efective, să viziteze mai des acest părculeț. Eu de la elevi știu că în acest părculeț care este lângă Caragiale se întâlnesc elevi din mai multe școli din această zonă și fac tot felul de tranzacții. Vorbesc de zona Piața Romană, de zona din spatele acestui bloc. Ar fi cunoscute și de poliție și de toată zona lumea. Zona Grădina Icoanei, Parcul Ioanit, dar toate astea sunt din niște, sunt informații neoficiale. Aștept un minut. Aștept un minut. Ce? Un minut. Da. Mai vin băieții? Mai sunt ăștia alții? Dincolo? Da. Cât mai e minutul? Pe acolo mai sunt ăștia, de-ăștia, vârcolași de-ăștia, de se plimbă așa, dar în orice pădure mai sunt și uscături până la urmă. Când eram în generală și îi vedeam pe băieți în liceu, că nu erau, se vedeau pe ei că erau drogați. Ajungem și la Colegiul German Goethe, unde anchetatorii l-ar fi depistat pe fiul unui important funcționar din statul român, transformat în membru al grupării infracționale. Nu este? Și când vine? Dar director adjunct? Nu? Un profesor cu cineva cu care să vorbim? Dați-mi și mie un număr de telefon. Nu. Elevii de aici își amintesc și alte cazuri în care poliția și medicii le-au vizitat colegiul. Ea l-a luat prima oară ambulanța, că a avut o problemă, nu știu ce, a avut, dar deși n-a zis ceva. Și acum? Acum, pur și simplu, au fost prinși de poliție, intoxicați. Aici în școală? Deci nu la ei acasă, că știu... Aici în școală. Dar la ce clasă erau? De a 12-a, de a 11-a? 9-a, 10-a. Nu cred, a 9-a? A 10-a. A 10-a, da, spre a 11. Se droghează la clasa 10-a? Tu vorbești serios? Am înțeles că sunt copii care așteptă în baie ca să vândă, da. Așa mai departe. Din păcate, asta e situația. Oricum, voi să stați departe de așa ceva, că n-ai ce câștiga. Mergem și la liceul Traian, în fața căruia se întinde un covor de chiștoace, aruncate de elevii ce vorbesc despre droguri precum niște experți. În generația asta, da, majoritatea, 80% din tineri dintr-un anturaj zice că fane, vă asigur pe cine se droghează. Și ce se consumă? Iarbă. Iarbă, pastile, depinde. La petreceri, foarte mulți se duc la petreceri. La festivaluri. Festivaluri, da. Uitați, vine Beach Please. Stați să vedeți acolo, duceți-vă la Beach Please și luați interviuri. Și, de exemplu, o iarbă de unde și-o cumpăr? De la dealeri. Și de unde, și unde sunt dealerii? În fiecare cartier sunt dealerii, vă dați seama. Ce înseamnă că la voi nu e situația asta? La cât de plictisitoare este educația din zilele noastre? La cât de plictisitoare este? Eu îi cred și pe ei. Ce-i crezi? Că au nevoie de un... de un refresh, de un... Fiecare cum reușesc ei oare? Și-a riscat pielea să o pătească cine și-a... Da. Cine a greșit.
sunt copii, da, nu putem să spunem că nu, nu există copii, dar nu în tot liceu. Adică găsiți chiar și aici în parc, seara. Sunt familii de romi în zonele acestea care au acestea. Pliculețe, dacă vreți să aflați unde se vând pliculețe, pantompan. La licee, iarbă, da, astea, pastiluțe. Și aici, paznicul recunoaște că e legat de mâini și de picioare. Nici dacă ar vrea, n-ar avea ce să le facă elevilor cu probleme. Ce știu eu să umbru la ei în buzunar dacă... Nici n-aveți voie. N-aveți voie. Da, e greu de depistat. Da. Adolescenții din imagini susțin că ordine mai multă s-ar putea face, însă cel ce conduce destinele liceului ar avea mai multe absențe ca ei în catalog. Vă rog frumos să faceți ceva cu domnul director, pentru că este execrabil la lucru, la jobul său. Cum să eu cred și că adică, elev și... De ce ar fi apărut la știri liceul nostru și domnul director ce cunoaște? Ajungem și la ușa directorului, care ni se arată mai degrabă nepăsător în tot scandalul drogurilor din școala pe care o conduce. Facem un reportaj despre drogurile în școli. Nu ne interesează. Nu vă interesează? Nu. De ce nu vă interesează? Nu ne interesează reportajul. Dar de ce nu vă interesează reportajul? Nu mă interesează. Am înțeles să de la... Să discut cu dumneavoastră pe acest subiect. A, bine, atunci hai să discutăm despre acest subiect. Îmi spune elevii dumneavoastră că nu prea sunteți la muncă. Că nu vă faceți treaba, aveți un program foarte scurt, că e dezordine din cauza dumneavoastră, că e o grămadă de mizerie în fața școlii, e plin de chiștoace de țigări pe acolo, pe afară. Asta vă interesează? Mă interesează multe lucruri. Vă rog să poftiți afară. Dar haideți să vedeți. Nu, vă știu foarte bine ce e. Deci știți câte chiștoace aveți pe aici, nu? Știu. Ia uitați ce mizerie în fața liceului. Veniți să vedeți, că poate n-ați mai avut update de mult. Ok. Puteți filma afară cât doriți. Ia uitați ce frumos e la dumneavoastră aici, ia uitați. Poate vă apucați să strângeți. Ne întoarcem la ancheta care tulbură apele traficanților de câteva zile. Unul dintre cei reținuți învață într-unul dintre liceele renumite ale capitalei și locuiește într-un ansamblu rezidențial de lux. Cum? Nu sunt de la poliție. Este acasă, da? Ok. Haideți să-i batem și noi la ușă și vedem dacă vreau să-l vă spune. Suntem de la Canal D, de la emisiunea Asta e România. Și am venit să-i luăm un interviu. Ce spune? Nu vrea să vorbească, nu? Dar era o posibilitate să vorbească că poate nu e adevărat. Știți cum este. E adevărat. N-ai de unde să știi, că nu înseamnă că tot ce zic... Da. Mergem în alt colț al capitalei, unde un alt elev de 17 ani este acum reținut de procurori pentru audieri în cascadă. Bună ziua, familia! Da. Să rămână, vreți să vorbiți și cu băiatul dumneavoastră? Este anchetat pentru trafic de droguri, înțeleg. Suntem de la emisiunea Asta e România, de la Canal D. Spuneți-ne, este într-adevăr anchetat pentru trafic de droguri băiatul de la voastră? A vândut droguri? Și lăsați-ne în pace! Dar a făcut ceva, nu știu, abuziv, băiatul dumneavoastră? Nu a făcut nimic! Bună ziua, bună ziua! Daniel Savopol mă numesc, sunt reporter la emisiunea Asta e România, de la Canal D. Și facem un reportaj despre traficul de droguri din școli. Nu pare rău, n-avem nimic de lucru. Dar băiatul dumneavoastră, Andrei, este anchetat acum de procurori, înțeleg. Într-adevăr, a vândut droguri? Deci nu sunteți siguri. Deci e posibil să fi vândut droguri. Prezența noastră în zonă se pare că tulbură liniștea cartierului. Este suspectat, anchetat de procurorii. Da, l-am acum câteva zile. Exact. Îl cunoașteți? Nu, și am auzit și eu. E căutat băiatul lor pentru trafic de droguri, de procurori. Și e arestat. Da, știu că l-au prins procurorii, dar ideea este că am văzut mai mulți pe aici, prin cartier, care iau droguri și se pot căuta. Un alt puști, care trăia cu bunica lui în apartamentul acestui bloc din București, s-a mutat și el în sediul poliției pentru audieri și declarații. Ok,
ce să... I-a murit copilul, i-a murit copilul. Doamne, ferește! Super că nepotul e un nepot de la fața neantă, n-a avut că n-a fost bolitat, a murit, să... Ce să vreau? Nu mai necaz. Păi acum știți cum e. Am auzit și eu multe chestii cu drogurile astea, și la rep, în cartier, copii de ăștia, de interlop, din ăștia care... Traficanții, în ultima perioadă, sunt extrem de inventivi, în sensul că schimbă formula chimică, adică drogurile au un anume clasament, dar în momentul în care tu schimbi formula chimică, iar acel drog nu se mai găsește pe lista substanțelor interzise, tu practic n-ai ce să-i faci lui. Nu poți să-l acuzi de trafic de droguri, deși ăla este un drog. Vezi bine, sunt copii care, mă rog, consumă un anume tip de drog și devin precum zombi. Tu, dacă îl prinzi, să presupunem că îl iei în flagrant pe acel traficant, ok, cum îl acuzi? Care e acuzația? Pentru că la noi nici drog nu se găsește în tabelul substanțelor interzise. Am ajuns să am la 1,55-1,58 de chile, legam blugii și cu curea și cu șiret. Am avut două tentative de suicid, am vrut să mă arunc de la balcon. Relația cu ei mei era una foarte proastă. Nu aveau încredere în mine nici să mă lase până la pâine. De handball, fotbal mă lăsasem, la școală nu mai mergeam, era să fiu exmatriculat. Aveam foarte multe datorii, mi-era frică să ies în fața blocului, că mă uitam tot timpul stânga-dreapta, că de frică să nu-mi iau bătaie. La cine aveai datorii? La băieți mai mari ca mine, cu care umblam, pentru că am conștientizat că de la un anturaj nesănătos, gen băieții aia care zic că ești fratele meu, fac orice pentru tine, că sunt cu tine, când o să ai o problemă nu o să fie nimeni lângă tine. Și nu am ajuns să nu mai am, eram prieten doar când aveam marfă să ne drogăm. Foarte greu să te privească nou copilul tău și să-ți spună că te urăște din tot sufletul. Sunt vorbele unei mame disperate, una dintre miile de mame care își privesc neputincioase copilul înghițit în iadul drogurilor, trăind fiecare clipă pe muchie de cuțit. Ea a ales să vorbească, în timp ce restul se tem să iasă în față, să-și împărtășească drama. Părinții trebuie să lase la o parte rușinea, să lase la o parte orice fel de stigmă, pentru că în realitate nimănui nu-i pasă de tine. În afară de familia apropiată, nu contezi pentru societate, pentru macro-societate. Și atunci părinții trebuie să se concentreze doar pe copilul lor, să nu le pese că pierde anul școlar, pentru că oricum pierde mult mai mult, cu drogurile pierde toată viața, nu doar un an școlar. Pierde tot liceul, pierde șansele la facultate, pierde șansele la o viață normală. Este foarte, foarte grav. Problema aceasta nu trebuie lăsată la voia întâmplării, nu poate fi lăsată și sperat că se va lăsa, că va înțelege singur, n-are cum să înțeleagă, mintea lor este alterată. Părinții trebuie să vorbească de mici, de foarte mici, de la clasa 5-a deja, să nu credeți niciodată că e prea devreme, pentru că deja de la clasa 5-a se vând droguri în școli, putem să o spunem pe șleau, și copiii trebuie să știe că de la prima doză poți deveni dependent. Dependent de droguri la doar 14 ani, așa a ajuns Alexei, în centrul de reabilitare de la Grădiștea, unde îl găsim și azi. Ce faci, mama? Hello! Ce faci? Ajuns? Ah. Cum a stat de tine? Și bine. Bine. Petrecem azi ziua. Cum a fost? Foarte bine, am fost cel la tineret. Un copil bun care avea de toate, provenit dintr-o familie frumoasă cu principii sănătoase de viață, care s-a trezit într-o zi într-un coșmar. Efectiv, am aflat în iulie 2021, când m-a sunat o mamă, că fumează marihuana. Am luat măsuri foarte repede, l-am înscris la consiliere antidrog, a făcut mai multe sesiuni de consiliere care păreau să funcționeze, dar pentru că era încă pandemie și lockdown, doamna a fost nevoită să întrerupă consilierea pentru că nu mai era voie să primească. Era așa și
Asta s-a întâmplat prin noiembrie 2021, dar din noiembrie și până prin ianuarie eu am observat că starea lui fizică s-a degradat constant, slăbise foarte mult, iar... Ce ați observat că erau acele semne? Avea o atitudine foarte ciudată, uneori vorbeam cu el și părea că nu înțelege nimic din ce spun, era ca și cum vorbesc cu o persoană... persoană care are anumite probleme de înțelegere, efectiv nu înțelegea, nu percepea ceea ce spun. Dormea, fie dormea prea mult, fie dormea prea puțin, destul de agitat. Când venea în casă, foarte repede se retrăgea la el în cameră, cât de repede, adică direct sau la baie cu un motiv, ca să nu ne întâlnim, fie că eram numai eu acasă, fie că era și soțul, să nu ne întâlnim, să nu-l observăm la față. Mi-a început într-o zi după școală, veneam cu prietenul meu acasă și m-a invitat la el acasă. Nu era nimic wow sau ceva ieșit din comun. Am acceptat. Am intrat la el în bucătărie, mi-am aprins o țigară și fratele lui a venit cu un joint în gură. Și primul instinct a zis că nu vreau să fac chestia asta, pentru că vedeam documentare, în filme, cum era. Dar ceva în mine a spus că ia, fumează, nu fi fraier. A fumat, mi-a fost foarte rău. A zis că nu o să mai fumez niciodată în viața mea. După 20 săptămâni eram dependent. Ce vârstă aveai atunci? 13 ani. Dar cum ai sărit de la urăsc asta la am nevoie de asta? Nu știu, m-a dus... Cum să spun? La cât timp ai repetat după prima oară când ai consumat? După vreo 3 zile. M-a dus momentul să fac iar chestia asta. Dar ce te-a făcut să vrei încă o dată dacă ți-a făcut rău? Că poate prima dată a fost urât și a doua oară e altceva sau... Nu știu ce a fost în capul meu. Azi fumul, mâine praful. Și la scurt timp, tot ce știai despre tine se transformă în pulbere, la fel ca visele și speranțele tale de viitor. Și la ce vârstă ai dat de droguri mai tari? Mă, pe la 14-15 ani. Ce droguri? Amfetamine și legale. Și de unde vă luați marfa? De la băieți, din cartier sau... E irelevant asta, se găsește oriunde, nu-i... Da. Neapărat un loc, se găsesc și în școli și peste tot. Și practic te împrumutai de bani pentru droguri. Da. Iluzia puterii, amăgirea că vei fi acel băiat rău apreciat ca în filme, precum rapperul cu mulțimile la picioare. Asta scrie pe biletul de intrare al lui Alexei către lumea drogurilor. Când am consumat prima dată chestia asta, simțeam că totul se învârte în jurul meu. Puteam să fac orice, să mut un bloc sau... Și mă împlinea, nu neapărat pe mine fizic, mă împlinea pentru că umblam cu băieți mai mari, cu fete, mă plimbau cu mașina prin cartier, vedeam în clipuri pe băieții aia, pe rapperi cum au marfă și chestii și chiar îmi plăcea, îmi luam identitatea din muzică. Și mă împlinea, nu neapărat fizic, ci și... Nu știu cum se spune. Trăiai ca un film. Da, trăiam ca... Ai văzut vedetele ce fac? Da, da, da. Da? Celebrii rapperi și ai zis, băi, sunt ca ei. Da, da, da. Colegii mă vedeau altfel, ziceau, ia uite-l pe Alexei, poate, nu știu ce, și eu vreau să fiu ca el, sau... Îmi plăcea chestia asta. Să văd, să umblu și cu fete mai mari ca mine și să-i văd pe băieții aia de vârsta mea cu ce fete umblau și eu cu ce fete umblu. Era ceva foarte mine, era, mă chemam așa, macho, eram. Băieții răi. Da, băieții aia, îi vedea în filme, că umblă așa, uniți pe stradă. Da, îmi plăcea. Până atunci avea o viață de sportiv și era dependent doar de mișcare și antrenamente. În ianuarie, după un cantonament, mi-a scris antrenoarea că s-a purtat foarte urât în cantonament, că a dormit foarte mult sau că n-a dormit cum trebuia, nu și-a făcut sarcinile, lucru care era deosebit de surprinzător pentru că nu era la primul cantonament, mai avusese 20 de cantonamente și nu a mai avut așa feedback și am contactat o persoană care știam că îmi va spune adevărul dacă este ceva de spus și mi-a spus că ei sunt un grup de prieteni, mai mulți, și consumă droguri de toate felurile, toate posibile. L-am sechestrat. O lună de zile l-am sechestrat. E destul de ușor stând într-un apartament, e ușor să sechestrez pe cineva. Eu lucrând de acasă, două săptămâni a rămas și soțul, pentru că el a avut niște reacții
o formă de sevraj, chiar dacă mai ușor, în sensul că era nu violent fizic, nu putea, cum vă spun, soțul mare, dar agresiv în limbaj, poate furios pe noi, ne-a spus că ne urăște, foarte greu să-ți privești, să te privească nou copilul tău și să-ți spună că te urăște din tot sufletul. N-am idee cum am trecut peste asta. Cred că influența psihologiei respective a fost foarte mare, pentru că aveam doar în minte că trebuie să fac ceva și am ignorat. Deci l-am sequestrat o lună de zile în casă la propriu, l-am păzit două săptămâni, l-am păzit și noaptea, soțul mai mult. I-am și amenințat odată că m-au băgat două luni în casă, că am venit vraiște acasă. Și le-am spus că dacă nu mă lăsați, chem băieți să vă bată, să, că pe mine nu mă țineți, sunteți voi să mă țineți pe mine în casă. Și așa părinții s-au trezit în fața unei lupte inegale cu propriul copil, pe care nu-l mai recunoșteau. O luptă pe viață și pe moarte, pe care trebuiau să o ducă singuri, într-o societate care nu-i ajută cu nimic. Părinții sunt orientați, sunt preocupați de alte lucruri și copilul îl observă cu coada ochiului. Și sigur că, la un moment dat, conștientizează că este o problemă. Fie copilul are probleme școlare, fie are un comportament dezorganizat, fie face ceva și este atenționat că este o problemă. Și atunci părintele devine foarte, foarte afectat și foarte preocupat să-și salveze copilul. Dar este vorba de un părinte care înainte nu a fost foarte atent. Pentru un părinte este dramatic. Stai în stres, da. Permanență este stresul acolo și lupta este continuă. De aceea cel mai bine ar fi ca nimeni să nu se apuce de droguri, nu să se bazeze pe reabilitare, pentru că reabilitarea nu e ușoară. Sunt niște comportamente care trebuie efectiv inversate cu totul. Modul în care drogurile afectează și acționează la nivelul creierului, la chimia creierului, sunt pe termen lung. Deci, și stai în gardă pe viață. Da, da. Și părinții și consumatorul trebuie să știe că lupta e cam pe viață. Dar situația ne-a scăpat de sub control, pentru că din cauza drogurilor mintea lui era deja nu alterată, dacă să zic așa, era foarte efectiv, nu mai judeca și a început să refuze să mai vină acasă atunci când trebuia să vină, la orele la care impuneam să vină. Și a avut, de exemplu, un weekend întreg în care n-a venit deloc. Și nu ai ce face ca părinte. Deci chiar nu ai ce face, da, adică știu că sună... Adică panică. Era mai mult decât panică, pentru că din totdeauna noi am avut o relație foarte clară, îmi răspundea întotdeauna la telefon, știam în permanență unde este, venia întotdeauna la ora la care i s-a spus, nu s-a întâmplat nici măcar o singură dată să nu vină și atunci sigur că primul nevenit acasă a fost cumplit. Și unde era? Păi era la prieteni. Era... la prieteni care erau, nu știu cum să spun, se nimereau să fie singuri acasă. Ba unul, ba altul, așa se mutau. Știau că fiecare secundă contează, că pericolul să-și piardă copilul pentru totdeauna e aproape. Așa că au început să caute, să citească, să afle. Și așa au aflat de centrul de la Grădiștea. Și când ai decis că vreau să părăsesc grupul ăsta? Măi, când nu mai aveam nicio speranță, mă uitam în oglindă și eram atât de rău și foarte slab așa și mă disprețuiam practic, că nu mai stătea nicio fată cu mine. Aveam foarte multe datorii, nu mai aveam... La vârsta mea ar fi trebuit să-mi găsesc un scop în viață, să un țel. Și mi-a și spus mama chestia asta cu centrul ăsta Teen Challenge. Și ne-a spus că da, mamă, lasă că vorbim noi peste două zile, că cum e orice copil. Și am zis că hai să încerc și eu. Am venit aici în centru și m-am pregătit foarte tare. Mi-a zis că muncesc, mă duc la biserică. I-am zis că hai, mă duc la biserică. Mi-a luat foarte multe haine de lucru, că merg pe șantier sau chestii în astea. Și ceva combinat cu psihiatrie. Și am ajuns aici, am văzut o casă foarte mare, cu un teren de fotbal, cu o seră. Și am zis că avea un plus la ce avea să-mi ofere. Am intrat în... sala de mese și un băiat mi-a zis: Dumnezeu să te binecuvânteze. Chiar dacă anchetele procurorilor arată clar trendul de creștere în consumul de droguri, statul român se comportă de parcă acest fenomen nu ar exista. Nici măcar nu avem o lege care să permită internarea minorilor la decizia părinților.
Informații în România nu există, deci trebuie să le iei din alte surse. Cât de greu este să-ți internezi copilul într-un astfel de centru, centru care este unul la nu știu câte județe? Imposibil. Știu că acum există o discuție în spațiu public și mai mulți parlamentari încearcă să promoveze o lege de pedepsire mai mare a consumului de droguri, a traficului și așa mai departe. Un lucru foarte bun, trebuie să existe, dar nu rezolvă problema deloc. Fără prevenție nu rezolvă, o prevenție reală făcută pentru copii pe care ei să o înțeleagă și ar trebui să se gândească la partea legislativă și să modifice, pentru că un părinte al unui minor nu are nicio posibilitate să ducă un copil într-un centru de reabilitare dacă minorul nu acceptă. Poate părea de necrezut, dar nu există nicio șansă. Deci dacă el nu acceptă, nu poți să-l duci. Doar dacă minorul este agresiv. Într-un acest caz, dacă el este agresiv, poate interveni un judecător să-i ordone internarea într-un centru, dar nu știu dacă de reabilitare sau posibil să existe psihiatrii. Nu există niciun fel de subvenționare din partea statului, pentru că nu există oricum nici centre de niciun fel pe care statul nu ca să le financeze, dar măcar să le cofinanceze. Adică poți să-l duci la o psihiatrie, îl ții internat. Da, compensat, exact. Nu există sub nicio formă. Nu există nici măcar concentrarea statului român pe reabilitare. Alexei a avut noroc. S-a oprit la timp, înainte să fie mult prea târziu. O perioadă va sta aici, într-unul din cele două centre din țară unde sunt tratați dependenții de droguri. Da, ați auzit bine. Doar două în toată România. Aici nu-i nimeni, mama sau tata, să-ți gătească, să-ți... Tot facem noi curățenie și nu gătești pentru 2-3 persoane, gătești pentru 15, 16, 20. De la făcut 4 dimineața, pentru mine să-mi fac 4 dimineața era ceva foarte greu. Să igienă, să mă duc să citesc, avem cursuri de dezvoltare personală, avem proiecte, plantăm, proiecte se numesc, muncim practic, ce părinții mei, după o zi de muncă, ei vin acasă și fac, spală vase, fac mâncare. Practic noi facem aici chestii care o să ne ajută pe noi să ne dezvoltăm când o să fim mai mari. Și nu avem un an de zile telefon. Eu cum sunt minor... Serios? Da, eu cum sunt minor, programul la mine e de 3 luni. Dar la băieții majori e de un an de zile. Am terminat programul de 3 luni de minori și am zis că nu mi-ajunge. Pentru că dacă inevitabil că mă duc la școală o să mă drog iară. Sau oriunde. De nu mi-ar fi ajuns 3 luni de zile. Și am mai stat 3 luni, am terminat programul când mi-am luat angajamentul 6 luni și am mai rămas acum 3 luni voluntar. Și mă implic în chestia asta, prevenire în școală. Deci acum ești una cu comunitatea asta. Da, da, da. Pe care ai privit-o așa, sceptic, așa prima oară. Da, 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 am zis că ceva nu e ok aici, e ca o sectă sau ceva de genul. Și aici ai găsit vindecare. Da, m-a găsit fericire. Nu mai am fost așa fericit și liniștit din clasa a patra. Mama mi-a spus că nu i-a mai zis la mulți ani de ziua, am venit din clasa a doua. Doamne, ce frumos. Da. Foarte tare, mă bucur mult de tot.
casei și a dat o petrecere alături de prietenii lui. Iar poliția se luptă cu fenomenul în creștere, în timp ce înregistrează cel mai mare deficit de personal din ultimele 3 decenii. Sunt insuficienți pentru abordarea fenomenului și am spus-o cu mai multe ocazii. Nu este normal ca într-un județ de 170, 180 de mii, 200, 200 mii de locuitori să-l abordez cu 2-3 oameni în combatere. În condițiile în care fenomenul se extinde, v-am dat exemple din ultimele cazuri mediatizate de Poliția Națională. Vorbim de trafic de droguri în Siret, 1000 de locuitori, oraș din Suceava, 1000 de trafic de droguri în zona de învățământ în Rădăuți, 20 de mii de locuitori, vorbim de trafic de droguri în Carei, la fel la capătul țării, adică practic nu vorbim numai de București, vorbim de toate zonele. Da. În aceste condiții trebuie practic să facă un front comun, zona de combatere, zona de prevenire, de instructaj și să vorbească specialiștii, să nu vorbească oricine, că riscăm să stricăm mai mult decât să construim. Ofițerii noștri de la Antidrog, foarte mulți au fost instruiți în America, la FBI. Unii la Quantico, alții în Ungaria. Ei au învățat despre o anumită lege, care se numește legea RICO. Legea RICO îți permite, de exemplu, să pui sechestru asupra tuturor bunurilor, traficanților, rudelor, prietenilor, rudelor de gradul 2, 3, chiar și unor prieteni apropiați. Dacă acest lucru s-ar fi implementat și în România astăzi, că revin la aceeași poveste, traficanții de ieri astăzi nu mai erau miliardari, ci erau niște săraci, niște terminali. Mafia, ca să o lovești, trebuie să o lovești din punct de vedere financiar, în primul rând. Aceste măsuri de combatere efectivă, credem că nu dau randament, și vezi bine, nu numai la noi în România, ci în toată lumea. La un moment dat o să ne întreb, ok, de avem sateliți, americanii înregistrează comunicațiile tuturor. Cum, Doamne iartă-mă, de aceste droguri pleacă din Columbia, din Mexic și se duc în toată lumea asta? Potrivit statisticilor oficiale prezentate de autorități anul trecut, în țara noastră ar fi peste 1,2 milioane de consumatori. Cea mai gravă situație este, se pare, în capitală. Unul din 4 bucureșteni ar fi consumat măcar o dată droguri.